Așa, facem așa o paranteză, un intermezzo în povestea despre fotbal și vorbim despre handbal, că astăzi am avut o bornă istorică, a spune, în echipa României, după ce a făcut egal în Kosovo, a Și reușit i a s-a bătaie părut un rezultat pe foarte teren, prost, da, care ne propriu. compromitea în mare măsură Da. șansele de a participa la Da. Euro 2022. În condiția în care am învins la diferență mare Muntenegru Vreo și am... 7 goluri, dacă nu mă înșel. Nu mai mult, chiar Da? nu mai știu exact, Pe dar o teren să mă... propriu, în orice caz, a pe fost teren meciul, propriu, da. da, și am pierdut la 3 goluri în Suedia. 33 la 30 a fost, Da, așa. exact. Am avut acest moment de uluială completă. Am condus cu 3 la 0 meciul din polivalentă cu Kosovo, o echipă pe care, în fine, o națiune pe care România nu o recunoaște, motive politice. Dar sigur că am înțeles. Ștefan Bitea la telefon, îl salutăm. Salut, bună seara, Bibi. Bună seara, O să toate vorbim cele imediat. bune. Voiam doar să prezint cazul pacientul, ca după aia să-mi dai un diagnostic. Am condus cu 3 la 0, după care, cumva, probabil că jucătorii au crezut că e meciul câștigat. Au intrat ei cu 4 goluri la pauză și au terminat cu 5. Peste 30 de goluri au înscris România, care a ratat fabulos pe final. În condiții în care avem niște jucători aud cu niște salarii, am mai auzit asta, am mai auzit o dată, cu niște salarii demne de echipe bune din Liga 1, jucătorii de handbal de la noi. Spune și mie, ce se întâmplă? În calitatea ta de dublu campion mondial, fost dublu campion mondial, golgeter al campionatului mondial, sigur, în altă epocă, evident, dar mă gândesc că handbalul tot cu o minge se juca, Cu două aceeași cozi, minge. cu aceeași minge și mai departe. Desigur, este dificil să spun în câteva cuvinte, însă sunt pur și simplu șocat de ce s-a întâmplat. Toată săptămâna am fost, pentru că și primul meci în care am făcut egal mi s-a părut o mare surpriză. Aceasta este o umilință, bine scrieți acolo că este o umilință, pentru că n-ai voie în Am o rugăminte, dă handbal. sonorum la televizor mai încet, ne auzim prin telefon, că altfel o să fie complicat. Așa, Corect, corect, da, corect. așa. Problema este că, din păcate, am trăit și această zi în care Kosovo, o echipă care s-a format acum un an, doi, să ne bată și pe noi. Și mai ales să ne bată acasă. Este, din punctul meu de vedere, o gravă greșeală de strategie la aceste două jocuri, pentru că la celelalte jocuri care am avut cu Suedia și cu Muntenegru a fost altceva. Și atunci ce s-a Deci, întâmplat acum? Adică nu care e este. greșeala? Adică, în sensul că jucătorii care au fost aduși acum au fost schimbați, adică multe schimbări în echipă și modul în care au primit jocuri. Au crezut că sunt două meciuri foarte ușor, trec peste aceste jocuri și vine meciul cu Muntenegru, cel mai important. Nu, acum nu mai vine nici meciul cu Muntenegru Crezi că nu mai avem și. șanse de calificare? Trebuie să luăm un punct, totuși, din două meciuri, acasă cu Suedia și în deplasare cu Muntenegru. Păi, dar avem două meciuri, un meci cu Suedia, nu? Da, pe asta spun, trebuie să luăm un punct din astea două meciuri. Nu cred. Eu, dacă, așa cum am văzut astăzi echipa națională, nu prea vine a crede că suntem în stare. Suntem în stare. Nu cred. Și oricum, orice s-ar întâmpla și dacă câștigăm mâine campionatul mondial, e un meci pe care eu nu pot să înghit. Cum poate România să piardă cu Kosovo? Nu se poate așa ceva. Păi au fost mai buni din ce am văzut în meci. Simplu. Felicitări lor, da, am văzut echipa Kosovo, într-adevăr, care mi-au plăcut, să fiu sincer acum, să le spunem că merită felicitări, dar n-are voie handbalul românesc să ajungă în acest punct. Acum Da. vreo 10 ani de zile, când am lăsat tineretul să spună că haideți să conduceți voi, că noi suntem depășiți în gândire și în tot, am spus că tot ceea ce se poate face în Franța, în Spania sau în alte țări cu alte condiții, nu este valabil și în România. Ar fi Uitați. logic și de bun simț ca după o astfel de rușine președintele Federației, domnul Dedu, să-și dea demisia? Ar trebui în bloc,
nu numai el, adică toată lumea, antrenorii în primul rând echipei naționale, jucătorii, au portat tricou echipei naționale în care noi, în general, la început de martie, și acum 3 zile a fost ultima, noi sărbătorim cele 4 titluri mondiale câștigate, toate în martie. Și chiar în ziua în care România pierde cu Kosovo, România câștigase primul titlu în 1961. Sigur că da, acum 60 de ani. Am vorbit între timp asta seară cu foarte mulți colegi de-ai mei, cu oameni care m-au bombardat cu telefoane, să le explic cum este posibil ca România să aibă. N-am cuvinte, nu pot să le spun. Nu cred că voi dormi noaptea aceasta. Eu mă sigur. Dar oare jucătorii care sunt componenții echipei naționale astăzi vor dormi bine? Liniștit. Îmi pun eu o întrebare asta. Helmut Ducadam zice liniștit. Nu vor știu, dormi liniștit. Stai liniștit. Cu siguranță. Este trist. Este trist. Eu nu cred, da, în fine, poate că tu știi mai bine. Radu Voina zice așa în gazetă, să nu mai aud clișeul ăsta cu jucătorii săraci nu au ce face, la pretenții, la bani sunt primii, au să duc cu charterul la Priștina, cum în lumea poate trăiești cu charterul, de la președinte de duș până la ultimul om din federație, tot să-și dea demisia, să ne vedem lungul nasului, cheltuiți banii degeaba pe niște rezultate mediocre, așa nu se mai poate. De acord? Total de acord, pentru că este... Toți colegii care am vorbit la telefon m-am spus, suntem revoltați, pur și simplu. Nu vine. Acum am făcut vaccinul, mai fac una, dar tot batem Kosovo. Acum da. Glumesc și nu știu cum să spun, dar suntem pur și simplu șocați. Da, normal. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun treaba asta. E o poveste, totuși, de la speranțele pe care le-au dat în meciul cu Suedia și Muntenegru la aceste două. E o chestiune de mentalitate și au spus, domne, indiferent ce jucători au venit la națională și au zis, păi, pe ăștia îi batem, adică, deși nu reușiseră să-i bată în primul meci, n-au învățat, totuși, ai măcar, hai să zicem, în primul meci te-au surprins, ai învățat, ai văzut ce sunt acum o săptămână. Nu se poate să nu ții niște măsuri. Conduci cu 3-0, nici măcar nu poți să spui, domnule, s-a întâmplat ceva de la început, am căzut, am... Conduci cu 3-0, după care mergi o vreme cap la cap, după care ce faci? Cum? Și în condițiile în care ai un antrenor care a evoluat aproape 10 sezoane în Franța, în campionatul Franței și este antrenor la Saint-Raphaël de 2 ani la o echipă, o prim-divizionară din Franța. Adică te aștepți ca omul acesta... să vină cu alte metode de pregătire, că ne gândeam, da, exact ce spuneați mai devreme, Rareș Fortuneanu, că a venit cu alte metode, mai moderne, actualizate, altă stare de spirit, altă... De ce? Ca să-l iei pe băiatul lui Alexandru Dedu, de 18 ani, care este rezervă la el la club, și să-l titularizezi la echipa națională? Că astea sunt lucrurile care se întâmplă, printre altele. Sigur, v-am spus... Este, în câteva cuvinte, foarte greu să spun, dar sunt foarte multe lucruri care s-au adunat în ultima perioadă, nu reușind din grupă decât locul 4, ultimul din grupă, tot timpul, deci ultimii, să spunem, 5, 6, 7, 8 ani, nu? Este inadmisibil și să nu uităm că România are 5.000 de jucători de handbal și Franța are 1.000.000. Deci dacă are Franța 1.000.000 de jucători, au altă strategie. Noi nu putem face ceea ce fac francezii. Noi trebuie să facem altceva. Și atunci sunt lucruri care trebuie foarte clar spuse. Îmi pare rău, dar în momentul în care eu am fost împotriva aducerii jucătorilor mulți străini în România, asta a fost... condiția care am pus-o mereu tot timpul la ședințele de Consiliul de Administrație. Dom'le, fără jucători mulți români, de ce? Pentru că noi avem jucători puțini, trebuie să joace românii în Liga Națională. Dar nu numai asta. Multe s-au adunat. Uitați că acum avem echipa pe care o avem.
Da, poate că o să-și revină în meciurile astea ultime, poate că o să fie altă selecție, poate că va fi ceva, se va întâmpla ceva, dar e clar că e uluitor ce s-a întâmplat. Deși Kosovo nu e echipă rea. Bun, ea pierde și la Muntenegru și la Suedia. La Suedia e vicecampioană mondială, normal că o câștigă, înțeleg, la 14 goluri. Muntenegru sigur că o învinge, dar nu e echipă rea. Totuși, e un șoc, într-adevăr, e un șoc. E un șoc, sigur că da. Crezi că e momentul de resetare? Crezi că e momentul să întâmple ceva? Ce se poate întâmpla, Bibi? Sigur că da. S-au adunat multe lucruri în anii aceștia. S-au adunat multe în defavoarea echipei naționale. Să nu uităm că peste o săptămână avem cu fetele un examen extrem de dificil. Da. Turneul preolimpic. Da. Turneul preolimpic, sigur că da. Care este, nu este grea, este o treabă foarte, foarte grea. Da, și avem Muntenegru, nu mai știu dacă s-a ales la patrie, o nebunie. V-am văzut și v-am auzit, și da, v-am văzut și v-am auzit ieri la săptămâna de handbal, după meciul CSM-ului cu Vâlcea. Și erați tot așa, aproape revoltat de felul în care se poate pierde un avantaj de 9 goluri după primul meci, apropo de ce s-a întâmplat cu CSM-ul, despre de fluctuațiile de formă. Pe care nu l-a pierdut totuși. Nu, nu. Să pierzi avantajul, nu să n-au pierdut calificarea, dar au pierdut avantajul acela de 9 goluri. Au fost aproape să pierdă. Da. Ești încrezător pentru turneul ăsta de calificare? Pentru primele două se califică, deci trebuie să batem ori, să trecem ori de Norvegia, ori de Muntenegru. Păi Norvegia și Muntenegru, Norvegia este Norvegia și Muntenegru joacă acasă, o echipă la nivelul echipei noastre. Depinde de forma de zi a jucătoarelor noastre care să sperăm că va fi ceea ce dorim noi. Cu unele dintre jucătoare joacă Muntenegru care evoluează în campionatul României. Sigur că da. Așa se întâmplă, asta e povestea, da. Bine. Bibi, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Să vedem dacă se va întâmpla ceva. Mulțumesc după această poveste cu Kosovo. Deci o să doarmă liniștiți, așa zici tu. Eu nu cred. Am mai văzut. Și la fotbal se întâmplă destul de des. Fac mica antantă cu Helmut, așa cred și eu că o să doarmă. Ai impresia că cei de la Iași noaptea asta nu o să doarmă? O să stea tot aceia sunt obișnuiți cu înfrângere. Acolo e altceva. Și nu le este lor imputabil. În totalitate, și ce se întâmplă la nivel de managementul acestui club. Tot ce știm, cu antrenori care vin, se pleacă, management care vine, pleacă. Bine, dar nu-i oprește nimeni să joace în teren, că ei joacă. Da, dar trebuie cumva să ai o coerență. Dacă tot timpul sunt probleme, dacă tot timpul că sunt nu știu, de exemplu, turneul preolimpic se joacă în Muntenegru cu spectatori? Da. Nu, cu spectatori sau fără. E foarte important, apropo de faptul că Muntenegru joacă acasă. Acum, cât de culați vor fi arbitrii cu ele, că joacă acasă, s-ar putea să fie și asta, să nu excludem din ecuație, dar dacă e cu public e una, dacă e fără public e mult mai bine pentru toată lumea. Dar oricum nu cred că e cu sala plină și un public mai mic, în fine, nu are puterea unei săli pline. Da, ne apropiem de încheiere. Am mai zis Omrani câteva lucruri. Dar am cum să-l ascultăm, apropo de faptul că era important, ne întoarcem la meciul un pic, la meciul de fotbal, era important să câștige acest meci, să intre la egalitate de puncte în partida cu FCSB. Cela va fi un meci care, sigur că sunt trei puncte care se vor înjumătăți, o să-mi spui, dar cred că va conta psihologic foarte mult, de acord? Cu siguranță, va fi un meci important pentru intra în play-off. Da, important, mă gândesc psihologic și ce faci în play-off. Și spuneai că de ce câștigă tot timpul cei de acolo. Da, eu nu am o explicație teoria mea este logică. Teoria mea este că jucând într-un fotbal conservator, cum este cel românesc, un fotbal în care se bazează foarte mult pe defensive, pe apărări, echipa care intră cu deficit de puncte trebuie să atace. Trebuie să cucerească reduta celelalte echipe. Adică ea n-are voie la niciun pas greșit și de aici un soi de tremur care începe să se instaleze. Cealaltă este cumva, ea nu trebuie să facă decât să-și mențină avansul. Ea nu trebuie să facă decât ce face și oponenta ei. În meciurile directe, de exemplu, care sunt importante într-un asemenea, că știm că multe echipe se cam duc în play-off și nu sunt foarte interesate
de această poveste. Meciul e directe, o echipă trebuie să atace, cealaltă trebuie să apere. Și când se întâmplă asta în fotbal românesc, da, pare logic, are, spui, are, da. Are, da, psihologic asta, asta mi se pare mie că este. După aia sigur că nu e o regulă. Spune-mi că vreau eu astăzi da. să fac un dar repede de, că am încheiat. Foarte repede. Vreau să felicit un dinamovist pe Mihalcea, Unirea Slobozia, care a câștigat cu Rapidul. Am un băiat acolo de 18 ani care a jucat un meci întreg, Marius Ciobanu. A fost un rezultat foarte mare, m-am uitat la meci. Ai un băiat? Ce cu băiat? Un băiat, un prieten de-a meu, care okay. are 18 ani și... Ați lăsat Rapidul în afară de play-off. Da, am felicitat un dinamovist, ce, da. Ce nu facă bine, fiecare mulțumesc, zi. Cristi, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc, Helmut. Ne vedem și mâine, pentru că și mâine este o zi de fotbal serb.